roșu, unii le pun în zi. Trotuare, flori, două aici, două bănci pentru... Și direct în perete ușă, da? Da, da, și direct în perete, adică a intrare, sigur. Ia, cred că aici e 1,90 m. Ușurul să-l pui mănuntru, în jos. Să-l săpăm, să-l pui încă, ușurul și la nivelul cu codeală. Știa că e 1,90 m, știa că unde și ușă. Deasupra ușă. Cum? Aici am și deasupra ușă, aici am 5 cm, și ușă, așa. După așa mai mergi. Așa mai mergi. Apoi așa, săpăm aici sub, să pun la nivel cu poate. Păi, da, jos. Da. Așa. Și aici și așa de nat. Da. Așa că asta, aici. Cu trebuie deschis ăla? Absolut. Deschisul ea ca și așa. De trece deschis, spune ești. Și rămân 35 din ei, bine. Mă dădim banii proprii. Da, păi cum, da, păi cum, încă pe datorii 400 am dat, dar 560 le dau. Încă. Și... Și să merg să vând mânzul duminică, așa înșit. Sincer îți spun, să vând de mânzul și să mă duc să dau la răspăpieni, la, la, la valet, la mamai, să dau datorii. Tate. Cum sunt început toată povestea? Adică voluntariatul s-a început atunci chiar din, din câțiva ani în urmă, care eu am sperat al dezvolta în sat. Primul mi paș a fost înființarea unui ONG. ONG-ul Speranța Satului Găuzii, persoană cu dizabilitate. Câți ani au existat sau mai este încă? Păi da, desigur, desigur, activăm în baza asociației. Statut, păi da. Poftim? Statut, tot. Păi desigur, certificat de înregistrare. Păi dacă noi beneficiem de proiectul dat în baza actelor de la asociații, în baza statutului, în baza certificat de înregistrare, ștampil, absolut. Pur și simplu schimbarea mentalității tineretului, de a face ceva, de a, de a cultiva în... în mentalitatea tineretului că nu este atât de imposibil cât nu este dorință. Dacă omul are dorință, zicala cum spune, omul simțește locul. Și sperăm la o, la o colaborare cu tineretul localității noastre. Avem tare multe idei și parcurs în dezvoltare. Care e ideea principală la organizație pe care vreți să... Ce se ocupă? Da. Ce se va ocupa? Voluntariatul se va ocupa în primul rând cu, cu necesitățile... Voluntariat sau Rudica spunea că ceva apărați interesele oamenilor cu dizabilități? Păi da, 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 da. Apărarea intereselor oamenilor, apărarea persoanelor cu dizabilități, drepturilor oamenilor, adică totul și depinde de... Știne, da. Aveți susținere din partea administrației? Publici locale? Cu păreri de rău, nu prea. Nu că nu prea, dar mai mult că nu. Atâta cât suportul financiar, practic, din cotizațiile care sunt achitate de persoane cu dizabilități, 5 lei anual, mai mult din surse financiare familiare. Mai mult, sincer, sincer, asta este realitatea, nu dispun de salariu ca președinte la voluntariat, de asemenea nici nu, că e voluntariat și nici nu, adică, și, adică cel mai mult mă am satisfacția sufletească prin problemele care trec, prin grijile, prin neajunsurile, este atunci când văd oamenii, persoane cu dizabilități îmbrăcați în haine, încălțați în încălțămintea, atunci am o satisfacție enormă, care nu poate să o redau în cuvinte, pentru gesturile care le fac pentru oameni. Este ceva foarte plăcut, este ceva nedescris și nu sunt cuvintele, să vă spun, acele impresii care oamenii, și deși e doresc a face mai multe lucruri în, în localitate.
și pe viitor și în localitățile satului vecini. De exemplu, persoane cu dizabilități de gradul 1 de la satele vecini Răspupeni, chiar și Chipeș, au beneficiat din încălțăminte din partea ONG-ului localității noastre. Colaborați cu alte organizații? Păi desigur, desigur, foarte mult colaborăm. Colaborez cu Picături de Suflet, Răunul Rezina, colaborăm cu Avântul, Sărata Galbenă, colaborez cu Păcurașii Cotiujeni, cu Societatea Centru de Chișinău, domnul Pairăli, președinte. Am foarte, foarte mult colaboratori care ne susținem, ne implicăm fiecare în problemele, ne ajutăm reciproc. Ca sponsori, organizații foarte puternici, care foarte mult stă la bază organizației noastre, este cu Interpart Internațional, domnul Victor Corovai și domnul Gujar, foarte mult ne-au ajutat, am beneficiat de la dânșii, am beneficiat și de haine și de plapumuri, de seturi igiene și foarte multe, foarte multe. De produse alimentare am beneficiat la Moldova, ADRA, de la Micul Samaritean. Chiar cadourile care au beneficiat persoane cu dizabilitate anul trecut au fost toate cadourile de la Moldova, ADRA, la domnul Andrei. Sunteți susținută de populație din sat? Păi da. Păi da, clar că sunt susținut, mai sunt persoane care poate nu au înțeles când de plin ce ei și fac, dar mă bucur că multă lume, adică sunt mulțumit de ce ei și fac. Asta e pentru mine, ce mi-ai, mă întorc din nou, satisfacția sufletească, care eu, asta nu este suflare, asta nu este păsul, asta nu este scop, care eu pentru dânșa, eu vreau să fac ceva, să ajut oamenii, cât uși de puțin să le alinăm sufletele și le mângâiem durierile persoanelor cu dizabilitate a localității. Ce număr este? A persoanelor cu dizabilitate, 67 de persoane, cu părere de rău. Cu părere de rău, când din start, când am pornit asociația, adică când au fost înființate asociația, au fost mai puțini. Cu păreri de rău s-au majorat, cu cea mai mari păreri de rău, dar asta e viața, nu avem ce face. Aia, asta e realitatea. Ați întâmplat careva obstacole? Păi desigur, succes fără obstacol nu este succes, desigur. Dar am luptat și am învins, pentru că sunt o persoană care, dacă nu-mi permit să intru pe ușă, intru pe fereastră, dacă știu că datorită mie cineva o să aibă bucurii. Asta e plăsul meu. Cu sediu cum ați rezolvat? Am convenit cu persoana dată, adică i-am propus ce e și este, adică a fost prima întrebare, ce doriți să facem? Le-am spus care e problema, adică care beneficiem de la organizația PNUD de un proiect, dar dacă nu o să dispunem de sediu, nu o să beneficiem nici de banii care ne se investesc pentru... Ce sumă? Da, 30.000. De lei, da? Da, 30.000 de lei. Adică noi am făcut deja ce și avem nevoie ca să activeze asociația, precum și voluntariatul, adică un computator, scaune, mobilier, adică literatură, multe lucruri care sper că o să ne ușureze foarte mult colaborarea, schimbul de experiență cu alte persoane. Și adică sediul vă suferă gratuit, doar da, că renovarea vă costă. Da, păi da, desigur că ne costă, deoarece nu dispunem surse financiare, dar în măsura posibilităților vrem, dorim ca să ne descurcăm. Nu, casa vreți să